veștilor neplăcute dacă v-am invitat să ne rugăm pentru Mihai Constantinescu, care de aproape 24 de ore se zbate efectiv pentru viață. Iată, au trecut 60 de zile de la dispariția una dintre cele mai spectaculoase femei pe care a avut-o România. E vorba despre Zina Dumitrescu. Și dacă cineva trebuia să facă o pomenire și o pomenire pe care să o cinstim așa cum se cuvine, ei bine, din păcate pentru cei care mai cred încă în Cătălin Negreanu, tot domnul Casian de la Așezământ o face. Bună seara, domnul Casian! Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Brancu! Bine v-am regăsit! Înțeleg că dumneavoastră n-ați uitat-o pe Zina Dumitrescu, deși practic de 60 de zile... contractul nescris, aproape nescris între dumneavoastră și ea încheiase, pentru că dumneavoastră v-ați încheiat misiunea, i-ați lungit viața atâta cât s-a putut. Da, așa este. Din păcate n-am putut să fac mai mult de cât am făcut și după 40 de zile am făcut parastasul care se cuvenea la noi la cămin. Am chemat un preot, am făcut colivă, am împărțit. Avem câteva imagini de acolo, avem, iată, da, cu masa. Ați împărțit, da, frumos. Da. Și am împărțit la toți cei care sunt în căminul nostru și care o cunoșteau și care au stat foarte mult de vorbă cu doamna Zina. Și am ținut un moment de reculegere în amintirea doamnei Zina și cam asta a fost... Ce am putut noi să facem pentru după 40 de zile după decesul doamnei. Avem chiar momentul în care se face slujba, îl vedem și pe părinte acolo. Prin urmare, este un moment firesc pentru pomenirea unui om. Și făcut din suflet, cu siguranță. Fără niciun fel de discuție. Vă felicităm pentru asta, pentru că asta înseamnă că nu ați uitat-o și că mama Zina a fost mai mult decât un prieten pentru dumneavoastră, a fost ca un om din familie. Așa este, da. Cel puțin 7 ani de zile am fost zi de zi împreună și făceam împreună aniversările de familie, sărbătorile de iarnă și multe alte evenimente ale anului le făceam împreună. Și asta ne-a apropiat foarte mult. Da. Timp de 7 ani. Mai e ceva interesant v-ați făcut ieri, dar aș vrea să vă pun o întrebare. A venit Cătălin și a luat lucrurile mamei Zina de acolo? Nu. Lucrurile sunt în continuare. O parte le-am împărțit eu la salariați și restul încă sunt în birou la mine. Ați mai vorbit cu el? Am foarte puțin, nu știu, o dată sau de două ori după de ce s-a vorbit. Am înțeles că a plecat, a fost plecat din țară o perioadă, dar nu, n-am mai reușit să mai iau legătura cu sensul. Înțeleg că ar mai fi ceva de spus legat de acest moment din existența dumneavoastră și a așezământului pe care îl conduceți. Înțeleg că ați hotărât să faceți și o mică placă memorială acolo. Cred că avem și imaginile, da, cu această placă. Deci ce ați hotărât? Ce ați făcut? Am plantat un liliac în grădina noastră și în fața liliacului am pus o placă memorială unde am scris în amintirea doamnei Zina Dumitrescu și ziua, luna și anul când s-a decedat. Adevăr, avem și noi imaginea. Da, avem chiar aici momentul, vedem liliacul plantat și placa în amintirea doamnei Zina Dumitrescu. Sunt convins că oamenii din așezământ încă mai vorbesc despre mama Zina și o amintire sigur, frumoasă. Da. Și avem multe poze cu dânsa, în interiorul căminului avem un perete plin cu poze cu doamna Zina și... Sigur, vorbim foarte mult despre dânsa. Ne lipsește. Avea momentele dânsei care glumea foarte mult sau se retrăgea sau avea... Era o persoană, să zic, atipică. Și atunci pe noi toți ne țineam priză, așa să spun, pentru că
nu știai, coboară bine dispusă la masă sau nu, sau întreabă de eu știu cine, sau întotdeauna avea un stil în care glumea inopinant sau așa. Și atunci toți ne aducem aminte de dânsa. Era prezentă da. Acolo. Da, 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 da. Într-adevăr. Da, da. Da. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați împărtășit aceste informații. Sperăm să ne vedem cu bine și da, să ne gândim cu toții cu mare drag la mama Zina, care într-un fel sau altul ne-a schimbat viața tuturor. Mulțumim frumos. Așa este, da, și să ne gândim și să fim alături de domnul Mihai Constantin. Așa, chiar mă bucur că ați reamintit. Mulțumim frumos. Da, da, care este în momente foarte grele acum și este bine ca toată lumea să gândească la dânsul, să fie alături. Doamne ajută. Mihai Constantinescu. Așa este. Mulțumim frumos. Mulțumim foarte mult, domnul Casian. Da. Mult succes în continuare. Prin urmare,